Cred că să poarte denumirea de ziua izbăvirii. Pentru că am văzut Duhul Minții încorsetat de unele gânduri negre. Și duhurile răutății vor să strângă mai mult și mai mult această încorsetare. Să aducă sufocare pentru omul dinăuntru. Iată că vreau să vin în ajutorul celui ce mă fia. Și cel care simțiți că se dă război la nivel de duh al minții, din pricina unor gânduri negre care aduc o legătură mai strânsă și mai accentuată, mai dureroasă și mai plină de neputință, cel ce simte să ceară izbăvire. Azi e ziua izbăvirii pentru cel care mă cheamă din sinceritate. Aleluia. Pentru că vreau să aduc slobose. Că da, în vremea ce vă stă înainte, cei cu mintea legată, cei cu mintea încorsetată în legături de neputință, vor ajunge să fie duși ca și oile la tăiere și nu vor avea puterea să facă deosebirea între stânga și dreapta, între ceea ce trebuie acceptat și ceea ce trebuie respins. Și aveți nevoie de minți slobozite, aveți nevoie de libertatea Duhului ca să învățați să faceți deosebirea și să rămâneți în ascultare. Pe altă latură de lucrare, am văzut cum această căpetenie a nemulțumirii caută să facă multe victime și caută să vă arate nemulțumirea în mijlocul adunărilor voastre și caută să vă umple de amărăciune și apoi, după ce ochii sunt păianjeniți de amărăciune, sunt puse la îndemână truse cu unelte. Diavolul caută să lovească din afară, să facă spărturi și pe voi caută să vă determine să săpați dinăuntru și să lărgiți spărturi. De astăzi înainte, fiecare să ceară putere din puterea ce coboară. Nu mai beți din izvoarele tulburi ale nemulțumirii și nu vă mai ridicați unii împotriva altora. Că-i vremea în care vă cer să fiți lucrători împreună cu mine pentru dregere și pentru astuparea acestor sfărturi. Ca izbăvirea să fie izbăvire și binecuvântarea să fie revărsată. Amin.